dragi prieteni, nu mai pot de fericire. Uitați ce mi-a cumpărat bunica Ileana, chiar acum. Acum 5 minute am fost la bijuterie și uitați ce mi-a cumpărat. Un lanț de aur set, lanț și cercei. Ceva finuț. Mulțumesc, bunico, din inimă să mulțumesc. Să fii sănătoasă, să fii sănătoasă. De două zile i-am să zis. Să depur sănătoasă. Bunico, vreau și eu lanț și cercei. Da. Am văzut pe TikTok la o fată și am vrut și eu neapărat. Așa, eu ți-am cumpărat. Mulțumesc din inimă, nici nu știi cât m-ai făcut de fericită. Lasă să fii fericită, să ajută Dumnezeu. Ceva finuț, prieteni, n-am mai vrut țigăneală, n-am mai vrut cercei din aia mari cum avem noi, lanțuri, nu știu, nu sunt genul. Îți iau și de aia mai târziu. Că nu o să fiu eu mai... Da. Acum, mai târziu. Doamne, ce frumoși sunt! Da. Am cea mai tare bunică, dragi prieteni, să vă abonați la Ileana de la Strehaia, cea mai tare bunică. Mă iubesc din toată inima mea și mulțumesc pentru tot. Vai, ce frumoasă sunt cu ei! Vezi că n-am venit degeaba cu tine la plimbare? Da. Am câștigat și eu ceva. Da, e frumoasă. Să fii cu minte, cum ești, că ai fost cu minte, nu ne-ai Te iubesc gândit. Mult, 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 mult. Las că mai puțin până la ziua mea și mi-ai tu din alea perle, cum are fica ta, brățărina. Îți iau perle mari. Cum are brățărina. Da. Am fost la brățărina, prieteni. Mi-a dus bunica Ileana niște lucruri și am zis, hai să mergem, mie și mie cercei, da, îți iau. Atât ai fost de cu minte, da. A fost cu minte. Dragi prieteni, nu știm cum să vă mulțumim pentru mesajele frumoase care ni le-ați trimis, pentru urările de sănătate care le-ați lăsat pentru bunicul Conea, foarte multe mesaje, nu știu cum să răspund la toate mesajele. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru urări care i-ați urat la familia mea, la bărbatul meu. Vă mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să vă ajute să vă dă sănătate și bucurie. Am venit acasă, Doamne, cât sunt de bucuroasă. Mie mi-a plăcut foarte mult, am văzut la alte fete și am zis ceva foarte finuț, ceva ce mi-a plăcut mie. Salut, prieteni, să fii sănătoși. Hai. Da. Salutare, prieteni. Ați mâncat tot deja? Deja Ariana a mâncat atoala cu ciorba de tăieță, ia? Da. Mă, ai mâncat atoala de ciorbă. Opa! Bunico, ce pregătești aici? Bunicu, cum ai zis lui bunicu, că nu știu să pronunț și chiar eram curioasă, ce e aia, cum i-ai zis tu? Cum? Nu știu, când a fost bunicu, nu știu, acolo, dincolo, în bucătărie și i-ai zis, i-a zis el că ai făcut ca la... Nu știu, cum. Ca la lupi, ca la juș, ca la arani. Ca la juș. Mâncarea ardelenească asta. Ca la juș, așa vezi. Da, da. Asta e mâncarea ardelenească. Ce avem aici? Curcă? Curcă. Făcută năbușită. Cu cartofi? Cu cartofi, da. Și cum îi zice la... Nu știu cum să zic. Că nu știu. Așa, năbușită cu cartofi. Nu alea, nu carnea. Ce? Că ai pipotă, mă, o să-l prind. Pipotă, cum se spune? Pipotă se spune. Da, pipotă se spune. Da. Săptămâna asta am dat-o numai pe curcă. Da. Săptămâna care vine o dăm pe miel, da. Pe mieluțe. Da, da. Mieluțe și curchițe. Bai!
Ia uitați, dragi prieteni, pe cine avem noi aici. Zi salut. Ce ochi are. Mai poate, Ali, mai înapoi de tine. Așa. Zi salut. Că da, jumate, vreau să le-au pe tot. Prietene, zi salut, prieteni. Salută, salută, Ali, salută, prieteni, salută. Salută, babi, prieteni, salută. Babi, aia, salută prietenii. Salută prietenii și tu. Vorbește și tu cu prietenii. Hai. Hai, vorbește cu prietenii, babi. Zilu, bunica Ileana, bunico, eu am mai făcut vloguri când nu ai fost tu acasă, acum filmează-te și tu. Că tu nu te-ai mai filmat. Hai, zi! Zi, Eli. El s-a mai filmat pe vlogul tău. Ai văzut? Am văzut. Și cu codițe? Era fetiță. Am văzut cu codiță, l-am arătat acolo. Venise o fetiță la noi. La toate asistentele l-am arătat. Da, l-am pus pe YouTube și i-au dat mesaj fetele. L-au căutat. L-au căutat fetele. Da, ia dă-i la bunica Ileana. Hai să mergem la bunica. Hai da, babi, hai da, babi. Anda ba, Ianu. Iani? Salutare, dragi prieteni, vă salut, prieteni. Hai. Da, eu unde să urmă. Salutare, dragi prieteni. După bunica. Hai, după bunica, Luca. Da. Iani? Ce-ai făcut? Ți-a fost dor de el. Hă? De el ți-a fost dor? Cum să nu fie dor de el? Cum să nu fie dor de el? Cum? Cum? Lui moșul nu era dor de el. Ha? Ha? Da. Te-a vrut să ajut? Nu i-a făcut cu mâna. Hai, turu, 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 hai. Hai, dă-i zi, dă-i. Dă-i. Hai. Aian. Aiane. De bun. Bravo. Bă, amidimuțca. Alina. Hai. Amidimuțca. O avem aici pe bunica Ileana, pe Aian, pe Andreea. Dragi prieteni, vreau să mai vorbesc eu cu dumneavoastră. Da. Pune. Dragi prieteni, vreau să mai vorbesc eu cu dumneavoastră. Albina, cu mami. Cu toți. Oh. Da. Vorbește și eu cu prietenii, da. Ai văzut bunicul, ți-am îngrijit florile, am făcut ce ai spus tu. Dar și tu mi-ai luat lanț și cercei când ai venit. Da. Da. Ți-a făcut surpriză, vezi? Păi dacă am avut grijă de casă, de casă, adică de flori, ce iubește ea mai mult, și am ascultat-o. Dar ce fălcuresc cu floarea mea albastră? De ce o dă dureț afară? Eu n-am dat-o afară. Nu știu care e floarea noastră. Doamna nu știu. Și-a lăsat acolo la pompă afară și s-a înghețat. Tu ai zis să am grijă de florile astea, da? Da. Am avut grijă de ele. Dar da. Nu m-am dat-o noi afară. Eu am făcut curat aceea și nu am vrea. Le-am băgat apă. Păi de ce să pălise, să făcuse ceva? Nu știu. N-am întrebat pe bunică. Am primit lanț de aur și cercei. Floarea aia care mi-a dat-o Dana lui Gori. Floarea care mi-a dat-o Dana lui Gori, aia albastră. Nu știu. Nu știu că da. Albina, știi că m-a ajutat la flori. Mi-a au dat florile. Da. Vezi ce fete vrei ce ai? Ia uitați aici, ia uitați aici. Albinuța a fost cea mai hărnicuță albinuță. Da. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru urări și pentru mesaje, pentru tot. Să vă ajută Dumnezeu să fiți sănătoși și îmi pare foarte bine că țineți la mine și la familia mea. Mi-ați ținut pumnii când am fost la necaz, la supărare, când am fost cu bărbatul meu la Cluj. I-ați urat de sănătate, de bine. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult și în privat, m-a sunat prietenii, le mulțumesc la toți. Mihaela, dacă mă vezi să fii sănătoasă, am văzut mesajul tău, mi l-ai dat. Aseară îți mulțumesc mult, Mihaela.
Să-ți ajută Dumnezeu să fii sănătoasă. Mi-am făcut o prietenă acolo la spital. Da, și mi-a dat mesaj. Tu nu ai o prietenă, ai o mulțime de prieteni. Dar mi-am făcut acolo la spital. Și pe YouTube ai prietene multe. Și câte nu s-au abonat de acolo din spital la canalul meu, le-am arătat fotografiile, le-am arătat tot. Da? Au văzut, da, au văzut. Bravo, mă bucur. Dragi prieteni, vreau să vă spun ceva. Adică vreau să vă spun oful meu. Să nu ajungă oamenii la spital, că este cel mai greu. Cea mai grea problemă și de la pușcărie vine lumea și de oriunde. Dar când ajunge omul la spital e foarte greu, foarte greu, dragi prieteni, să știți. Am fost foarte supărată, foarte năcăjită, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit a ceea ce trebuia să reușesc. Și Dumnezeu și Maica Domnului m-au ajutat, nu m-au lăsat. Când le-a strigat, exact cântecul care spune, când le-am strigat, au venit și m-au ajutat. Și le mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și prietenilor care mi-au dat mesaje și s-au rugat pentru noi și au venit la spital. Neamurile au venit la spital, prietenii au venit după noi la spital, Cruschi au venit. Acolo am stat la spital. 2 săptămâni ai stat. Mi-ai lipsit. 2 săptămâni și ceva. Da. Ce să facem? Gata, cum ați venit acasă. Ce să facem? Cine vine? Avem românări. Salutare, dragi prieteni, vă mulțumim să fiți sănătoși și vă mulțumesc pentru tot. Abonați-vă la Ileana de la Stehan. Stai să-l filmez pe nepotul tău. Avem rabaraca. Am poți să s-o. Ce vorbești? Adus să-și bere. Mai adus să-l mă bere, mai bine. Mami, iar dă duși bani. N-aveți de lucru, ce faceți? Mă, Tomiță, ce fac oamenii ăștia? N-ave de lucru? Da. Ăstea cred că n-au unde să bea și vine aici ca să bea. Da. Eu sunt din ăsta care ține minte ce a zis Mădălina, că neamurile noastre să fie neamuri pe capul lui în fiecare zi. Da, aici. Pe fiecare zi. Pe fiecare zi. Salutare, prieteni. Nu am făcut nimic. Da. Bunicuța azi la unde e? Ea lipsește. Tensiunea mare. Dar lipsește baba. N-am mai venit. Baba e în pat, s-a pus în pala ca durică. Bunica Zâna. A văruit pe acasă, a făcut. Da. Da, prieteni, vă dorim o seară minunată.